CSM Ploiești trebuie să-și formeze o echipă de Liga Națională. Sarcina pică pe Ion Nicolae și Dragoș Dobrescu, antrenorii formației ploieștene. Dobrescu a spus că vor să aducă jucători de caracter pentru că nu doresc să strice atmosfera din cadrul lotului. Vor să-i păstreze și pe jucătorii ploieșteni din lot, deoarece ar fi un câștig atât pentru ei cât și pentru imaginea echipei. Antrenorii sunt conștienți că le trebuie achiziții serioase pentru viitorul campionat, unde nivelul este cu totul altul. Dobrescu a mai spus că ia în calcul și piața de jucători din Europa, dar în principal vor să aducă handbaliști români. În opinia tehnicienilor, CSM-ul are nevoie de un portar, un inter, un pivot și un centru, acestea fiind posturile care trebuie să acoperite. Transferurile înseamnă și bani, iar pentru asta echipa încearcă să-și formeze un buget care să le permită menținerea în prima ligă, prin atragerea de noi sponsori, dar și cu bani de la bugetul local. CSM Ploiești spune adio diviziei A prin ultimul meci din actuala ediție, mâine la Sala Olimpia. Ploieștiul va întâlni LPS Piatra Neamț, iar Mihoci și coechipierii vor să practice un handbal spectacol care să onoreze revenirea în Liga Națională după o pauză de 2 ani.